În perioada 10-14 decembrie, în masivul Făgăraș, în zona bazei Salvamunt Argeș, cota 2000 Transfăgărășan, se desfășoară cursul Comandament Management în accidentul montan Avalanșă. Acesta este organizat de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, Consiliul Județean Argeș, Serviciul Public Județean Salvamunt Argeș, fiind susținut de Salvamunt Savoia din Franța printr-o delegație din partea Salvatorilor Montani din Savoia. Cursul are două module care se vor desfășura în paralel, unul de organizare a intervenției la avalanșă și unul de evaluare a unităților canine de avalanșă. La acest al doilea modul se va urmări și integrarea unității canine, salvator montan și câine în dispozitivul de căutare-salvare. Modulul la care sunt admiși doar salvatorii montani care au în pregătire câini de avalanșă și sunt certificați ca unitate canină de intervenție Salvamont. La acțiune participă peste 60 de salvatori montani din întreaga țară, aceasta fiind o deosebită oportunitate pentru Salvamont România de a beneficia de ampla experiență franceză și de a se perfecționa în domeniul salvării montane. Sufletul acestei acțiuni este fără îndoială Ion Sânduloiu, șeful Salvamont Argeș, președinte al Comisiei de Câini de Avalanșe, cel care a pus bazele școlii și normelor de pregătire și înființare a echipajelor canine de intervenție la avalanșe la nivel național.